Metronom 74. Conan Chiriac vă adresează obișnuitul salut. Astăzi la Metronom 74, The Sensational Alex Harvey Band, senzaționala orchestră a lui Alex Harvey și cel de-al doilea album al grupului, intitulat Next, următorul, probabil nu și ultimul, The Sensational Alex Harvey Band. Swamp Snake deschide albumul Next, un șarpe de apă de mlaștină. Let's go!
Swamp Snake deschide albumul Next, cel de-al doilea al grupului Sensational Alex Harvey Band, nu însă cel de-al doilea al lui Alex Harvey. Trebuie să știți că Alex este poate cel mai bătrân dintre interpreții de rock englezi. Are 38 de ani. Alex a trecut prin întreaga istorie a rockului, așa cum Charles Sharon Murray scotea în evidență într-un articol interviu publicat de revista New Musical Express, în numărul prin care revenea după 8 săptămâni de absență, la 19 ianuarie 1974. Alex a trecut într-adevăr prin întreaga istorie a rockului, fără însă a se opri în mod special la una din fazele acestui gen muzical, ci asimilând mereu tot ceea ce era nou și creând în acest fel, consolidându-și în acest fel o personalitate care este a lui Alex Harvey. Fratele mai mare al regretatului chitarist Leslie Lee Harvey, fost membru fondator împreună cu Maggie Bell al grupului Stone the Crows, decedat, după cum știți, în urma unui accident pe scenă în timp ce cânta electrocutat, Alex Harvey a condus mai multe grupuri de-a lungul carierei sale, dintre care unul a rămas în istorie sub numele Alex Harvey's Big Soul Band. În fine, în 1972 a pus bazele grupului cu care se face astăzi auzit pe al doilea disc LP și cu care crește în importanță în fața publicului din Anglia. Alex Harvey este unul dintre acei interpreți de rock conștienți de menirea lui, aceea dublă de creator de muzică și de entertainer, adică de artist care distrează. Alături de Alex, care este solist vocal, cântă la muzicuță și câteodată la gitară, Carl Clemenson la gitare, Ted McKenna la percuție și vocalist, Chris Glenn la gitară bas, Hugh McKenna la pian, orgă și voce. Grupul, luat din punct de vedere profesionist, posedă calități deosebite, ceea ce dă culoarea specială formației este interpretarea vocală a lui Alex Harvey, ale cărei nuanțe, refer la interpretarea vocală, sunt atât de expresive, atât de grăitoare, încât aproape că nici nu e nevoie să cunoașteți înțelesul cuvintelor textului pentru a înțelege. De altfel, Alex Harvey este foarte mândru de acest nou limbaj pe care l-a creat și în articolul menționat din New Musical Express, vorbind cu Charles Sharon Murray, scotea în evidență necesitatea creierii în permanență a unui nou limbaj. El îl cita pe marele și cunoscutul scriitor Bernard Shaw, care ar fi spus: dacă noi nu ne schimbăm limba, copiii noștri o vor face și ei au început-o chiar acum și împotriva acestui lucru nu poți face nimic. Într-adevăr, vorbind despre această schimbare de limbaj, Alex Harvey dădea exemplu grupuri ca Slade, ca Nazareth și așa mai departe. El însuși, Alex Harvey, cum spuneam, este un creator de limbaj. Ne vom da seama ascultând în continuare piesele albumului Next. Nu știu dacă vi le mai aduceți aminte pe cele din primul album al grupului său, The Sensational, care purta titlul Framed. Gang Bang. High heels.
nothing like a gangbang. Nothing like a gangbang. Nothing like a gangbang to blow away the blues. Lovitura unei benzi, unei găști. Textele sunt foarte amuzante, de altfel Alex Harvey se declară un non-violent și mai degrabă incită la amuzament decât la, știu eu, un soi de combativitate socială. În piesa pe care am ascultat-o era vorba despre o femeie care avea de două ori mărimea lui și care i-a declarat că singur nu-i poate alunga tristețea, așa că să mai aducă niște prieteni. The Faith Healer, tămăduitorul de credință, se bucură de același tratament plin de umor al lui Alex Harvey și al grupului său, The Sensational Alex Harvey Band. Thank you.
Sweet desire.
Aici Radio Europa Liberă.